Ești fanul meu, da? Celebra jurnalistă din Moldova. Citești, citești despre mine? Decerere de prietenie după mine. Veni și la Chișinău? Nu, se joacă la Tiraspol. Se joacă la Tiraspol. Dacă se juca la Chișinău, cu mare drag. Salut, salut. Vă temeți de situație, de ce? Ne temem de Putin. Să ne arunce o bombă. Domnilor și domnilor, astăzi emisiunea La Firul Ierbii apare într-o locație cu totul și cu totul diferită. Cred că ați văzut deja pe Instagram poze cu mine de la mare și dacă am ajuns la mare aici în Constanța, la sigur am ajuns și la Academia Hagi, cea mai mare academie din România. Urmează să vedem un meci și o atmosferă incendiară, să vedem care echipă este mai bună, Sheriff Tiraspol sau echipa Farul Constanța. Te știu, să știi. Mulțumesc. Deci eu te știu, predicția pentru seara asta e 2-0 pentru Faro. Da. Eu așa zic, 2-0 Faro. Eu așa zic, o să câștigăm, da. 2-0 Faro. Tu ce zici? Poți să spui și tu. Păi, eu zic că să câștige cel mai bun. Dacă ajunge Farul Constanța în grupe, îmi doresc să vin aici la Constanța direct Real Madrid. Real Madrid, voi ați juca cu ei. Lăsați-ne și pe noi. Păi asta zic. Voi ați juca cu ei, lăsați-ne și pe noi. Ați bătut, lăsați-ne și pe noi să-i batem, da? De azi, ne calificăm de azi. Veniți și la Tiraspol? Depinde. Depinde de scor. Aici și echipa din Tiraspol. Какой прогноз сегодня? Какой счёт будет? Я надеюсь, что мы не проиграем, а Тирасполь выиграем, пройдём дальше. Un прогноз pentru meciul de astăzi. Trebuie să bătem. Cum v-a părut prima repriză? Scurtă! Ați așteptat mai multe de la echipă? Ești fanul meu, da? Celebra jurnalistă din Moldova! Citești, citești despre mine? Și la Chișinău să susțineți echipa preferată. La Chișinău, da, dar nu la Tiraspol. Vă temeți de situație, de ce? Ne temem de Putin. Să ne arunce o bombă. O partidă echilibrată, e o victorie foarte mare pentru Farul, dar nu e suficientă pentru calificare. Pentru calificare se joacă. Așa. Veniți și la Chișinău? Nu, se pentru joacă la Tiraspol. La Chișinău. Se joacă la Tiraspol. Se joacă la Tiraspol, la Chișinău. După 6 zile. De fiecare dată la meciurile Șerifului, dar ești într-un tricou al naționale. De ce? Promovăm fotbalul în Moldova. De la cine ai semnăturile acestea pe fularul Șerifului? Maxim Coval, Dumitru Celeanic, Ren Anghele, Stefan Radejic și Cedric Badolo. Ce mesaj ai pentru băieții în această seară? Indiferent de rezultat, noi vom ține pumnii pentru ei.
только Шериф, только победа! Zeci de suporteri aici așteaptă pe fundalul meu să intre pe stadionul Șerif Tiraspol, însă încă nu am găsit niciun suporter din Constanța. Unde sunteți? Meciul retur, meciul în care Șeriful va primi acasă carul și vom vedea cine din aceste două formații este mai puternică. Sperăm ca farul Constanța să fie cea câștigătoare. De ce farul? De ce farul? Pentru că, într-adevăr, Gică Hagi merită acest lucru. Are o academie de fotbal. Copiii cresc minunat și merită acest lucru, să meargă mai departe. Să câștige cel mai puternic, corect, zic eu. Mulțumesc frumos, așa este, da. Cum crezi, cine va câștiga partida? Urmează să vedem, dar a venit să-i susținem pe anul noștri. Șerifu! Sigur! Eu sper că Farul va învinge, pentru că e o echipă mai bună și e mai bună pentru că țin cu ei. După primul gol nu ne îmbătăm noi cu apă rece care este acum pe stadion. Așteptăm încă surprize atât de la Farul cât și de la Șerif în a doua repriză. Scorul a fost de 0-1, ce înseamnă că se adaugă încă două reprize, câte 15 minute. Мы не понимаем по-русски. Не говорю на... Да вот без твоей чей румына. Кум вапару партида на часто сяра? Не понимаю молдавский. Кум вапару партида на часто сяра? Я не понимаю. Как вам сегодняшний матч? Все понравилось. Отлично, супер, супер. Супер, мяч супер. Мяч у меня пару супер. Он винит копии. А что делать? Салютари, да вот кум вапару мячу. Вам легко? Тебе легко мячу? Да. Eu nu cred niciodată, nu pot să vorbesc de lucruri care nu stau, n-am cum să vorbesc. Nu, nu are nicio legătură, nu are nicio legătură, am jucat unde trebuia. Ce meci, ce seară, ce spectacol, 3-0 pentru Șerif. Un spectacol numai în teren a fost cu goluri frumoase, dar și un show de lumini și muzică. Acum pe fundalul meu sunt jucătorii Șerif care și-au mulțumit fanii care au fost alături de ei. Voi au fost Olivia data viitoare, ne vedem tot aici, la Firul Ierbii! Ca un rei adevărat rege a fost primit Hagi în Chișinău, întâlnit de fanii acestuia.
ce a fost, nenoroc sau? Nu știu, nu comentez nimic. Vedeți aceste se? Bună seara, astăzi ești vedet în Moldova. Cum ești primit de oameni? Stai să fac poze. E important, băiatul, face poze. Îți e plăcut când copiii din Moldova atât de mult sunt entuziasmați de ceea ce faci tu în teren? Că astăzi poate a fost un nenoroc pentru echipa voastră, nu neapărat că ați greșit ceva tehnic sau... Da, a fost un meci foarte slab făcut de noi. Felicitări celor de la Șerif și mult succes în continuare. Două meciuri diferite, la Constanța am fost mai bun ca ei, am jucat mai bine, am făcut lucrurile, am dominat. Acum am fost mai prea slab, cred eu. Da, are, când vorbiți de lotul lui Șerif, 23 de jucători, 24, 25 de jucători străini de națională, cumpărați, probabil au și bugete destul de bune, dar eu nu vorbesc de lucrul ăsta. Da, e o echipă foarte bună, care cu jucători tineri foarte buni, care poate crește iar să facă ceva. Bravo lor!